Vă salut, dragi prieteni! Vă spun bun găsit la un nou documentar. În minutele care urmează, vă prezint un material interesant despre misterioasa piramidă albă din China, o construcție antică mai mare decât cea din Egipt. În China s-ar afla una dintre cele mai misterioase piramide ale lumii, piramida Xi'an sau Marea Piramidă Albă. O piramidă antică mai mare decât orice altă piramidă din lume, chiar și decât cele din platoul Giza din Egipt. Piramida despre care se spune că ar exista în apropierea orașului chinez Xi'an ar fi fost complet acoperită de vegetație și de roci de-a lungul timpului, ceea ce o făcea atât de greu de observat. Legendă de-a lungul veacurilor, piramida albă s-a dovedit însă o realitate odată cu descoperirea de senzație a arheologului rus Maxim Iacovenko. Aceasta ar fi situată într-o zonă interzisă de autoritățile comuniste, aceste restricții făcând dificilă posibilitatea de a vizita piramida și de a o fotografia. Cu toate acestea, unii au reușit să ajungă acolo pentru a vedea această structură impresionantă. Piramida albă din China este una dintre cele mai impresionante construcții din lumea antică. Este locul în care s-au născut numeroase controverse și legende. Dacă locuitorii orașului chinezesc Xi'an cunoșteau secretele acestei piramide încă din cele mai vechi timpuri, occidentalii au luat contact pentru prima dată cu colosul la începutul anilor 40. Se spune că prima dată a fost văzută din aer, în anii 40, atunci când un pilot britanic, pe nume James Goseman, a observat și a fotografiat-o în timpul unui zbor între India și China. Pilotul a fost impresionat de ceea ce a văzut, motiv pentru care a realizat un amplu raport despre piramida albă atunci când a ajuns la sol. Documentația s-a pierdut prin arhiva serviciilor secrete, motiv pentru care atunci nimeni nu a aflat despre ea. Accesul arheologilor occidentali a fost restricționat pentru o mare parte de timp, dar atunci când restricțiile au fost ridicate, aceștia au scos la iveală numeroase monumente antice. Marea Piramidă Albă nu se afla însă printre ele, iar arheologii începeau deja să se gândească la un mit fără acoperire reală. Apoi, brusc, un misterios colonel, Maurice Sheehan, de la US Army, a publicat o fotografie alb-negru a piramidei, sub titlul Great White Pyramid, în cotidianul The New York Times, pe 30 martie 1947. Atunci a fost pentru prima dată când un articol succint a apărut în presa americană despre piramida albă. S-a scris că se află la circa 100 de kilometri de orașul Xi'an, și la prima vedere pare a fi o formațiune naturală, dar în schimb este vorba despre o piramidă misterioasă de culoare albă. Accesul arheologilor occidentali a fost restricționat, cum spuneam, de către Imperiul Chinez pentru o mare parte de timp, dar când restricțiile au fost ridicate, minții diabolice au scos la iveală numeroase povești uluitoare și fel de fel de monumente antice. Apoi, cu totul întâmplător, în 1994, doi comercianți australieni rătăciți prin centrul Chinei au descoperit în regiunea Shaanxi câteva zeci de piramide. Când i-au întrebat pe călugării de la o mănăstire locală, australienii au aflat că formațiunile sunt foarte vechi, de peste 5.000 de ani. Piramidele acestea sunt de pe vremea unor regi care domneau peste pământurile acestea, însă ei nu erau pământeni, ci aparțineau altor lumi. Erau descendenții fiilor cerului, care au venit pe această planetă cu dragonii lor de metal, le-au spus călugării. Pornind de la aceste cuvinte, susținătorii teoriei extratereștrilor antici spun că piramida albă a fost construită de către o civilizație extraterestră, care a venit pe Terra la bordul OZN-urilor. Dragonii de metal
ar putea să fie foarte bine ceea ce cunoaștem noi azi, sub numele de OZN-uri. Cercetătorul rus Maxim Iocavenko a reușit însă să identifice piramida care se aflase de-a lungul anilor chiar sub ochii specialiștilor. Este vorba de muntele Liangshan, aflat la circa 80 de kilometri de orașul Xi'an. În aparență, Marea Piramidă Albă chiar seamănă cu un munte, doar un ochi experimentat, putând face diferența dintre o formă naturală de relief și una creată de mâna omului. Există o evidentă contribuție a omului în așezarea pietrelor acestui munte. Rezultă că muntele Liangshan este în realitate o colosală construcție pierdută de aproape un mileniu și jumătate, Marea Piramidă Albă, afirmă Maxim Iocavenko. Legenda piramidei a luat naștere în anul 684 după Hristos, atunci când al doilea împărat al dinastiei Tang, Gaozong, a fost înmormântat în uriașul monument. Soția sa, împărăteasa Wu, a continuat să domnească până în anul 705 după Hristos, la moartea sa fiind îngropată alături de împăratul Gaozong. Este de altfel singurul monument din China în care doi monarhi sunt înmormântați împreună. S-a estimat că piramida a fost construită între anii 1500-500 înaintea erei noastre, luând în considerare și textul cronicilor antice, care amintesc despre niște dragoni care veneau din cer. Conform cercetărilor altor arheologi chinezi, piramida ar fi fost construită în timpul dinastiei Xia, 2205-1767 înainte de Hristos. Documente antice conservate într-o mănăstire veche din apropiere de granița mongolă descriu piramida Xi'an. Conform acestor documente monahale, piramida era deja extrem de veche atunci când s-a scris despre ea. În văile din jurul piramidei Xi'an au fost ridicate alte zeci de piramide. Pe internet este și o variantă de coincidență stranie. Piramidele din China au fost ridicate în aceeași perioadă cu cele de pe platoul Gizeh. Vechimea Marii Piramide Albe, dar și a piramidei lui Cheops, este de aproximativ 5.000 de ani. Autoritățile chineze, însă, s-au dovedit a fi din ce în ce mai zgârcite în a acorda vreo aprobare pentru studierea celor edificii. Se zvonește că, în ultima vreme, guvernul a ordonat plantarea de livezi pe piramide ca modalitate de a deghiza dealurile sau, cel puțin, de a le face mai greu vizibile din aer. A fost permisă doar efectuarea unor vizite și a unei filmări de 18 minute în martie 1994 ufologului austriac Hartwig Hausdorff. El a făcut o excursie în zona din apropierea orașului Xi'an, capitala provinciei Shaanxi, care este situată în partea centrală a Chinei. În timpul turneului, austriacul a descoperit 6 legendare piramide. După ce s-a întors acasă, Hausdorff a verificat filmul de 18 minute realizat în China. A fost extrem de surprins când în fundal au apărut niște piramide. Pe o suprafață de numai 2000 de kilometri pătrați, a numărat numai puțin de 100 de piramide, cu înălțimi cuprinse între 25 și 100 de metri. Din fotografiile luate de la mare distanță, a descoperit că respectivul ansamblu are o așa zisă piramidă mamă. Este vorba despre Marea Piramidă Albă, cu o înălțime de aproximativ 300 de metri, de două ori mai înaltă decât piramida lui Cheops, care are 147 de metri. La începuturi, se pare că piramida Xi'an a fost pictată în culori diferite pe fiecare pe cele patru flancuri. Partea de est a fost albastră-gri, la vest era albă, la nord neagră, iar la sud roșie. Trebuie remarcat faptul că și alte monumente antice, maiașe, astece, erau colorate diferit în cele patru direcții cardinale. În timpurile moderne, primii occidentali care au văzut piramida chinezească
au fost cei doi comercianți australieni. Mai târziu, în 1912, Fred Meyer Schroeder, un comerciant american de origine germană, a angajat un călugăr ca ghid, acesta spunându-i despre mănăstirea care conținea informații importante despre piramidă. Când Schroeder a inspectat piramida, a observat că nu exista nicio intrare. A mers în jurul ei în căutarea unei scări sau a unei uși, dar nu a văzut nimic. Următoarea persoană occidentală care a văzut Marea Piramidă din China a fost James Goseman, pilotul american. În timpul celui de-al doilea război mondial, acesta a zburat cu un avion de transport cu provizii de la o bază americană din India. În timp ce zbura, Goseman s-a confruntat brusc cu probleme la motor, din cauza condițiilor de îngheț. Pilotul a coborât avionul la altitudine mai mică, în căutarea de temperaturi mai ridicate, în speranța că va dezgheța conductele de combustibil. Lui Goseman îi era teamă că o să se prăbușească într-o zonă neexplorată din Tibet, India sau China. Chiar dacă supraviețuia unui accident, nimeni nu l-ar fi găsit vreodată. În timp ce zbura la o altitudine joasă, a observat brusc o vale largă și plată în fața sa. A observat piramida Xi'an, care îi se părea a fi mai mare decât Marea Piramidă din Egipt. Motoarele lui Goseman funcționau acum corespunzător, iar pilotul american a înconjurat structura veche înainte de a se întoarce la baza sa. Am zburat în jurul unui munte și apoi am ajuns într-o vale. Imediat am văzut o piramidă albă gigantică. Părea ca și cum ar fi venit dintr-un bazm. Piramida era îmbrăcată într-un alb strălucitor. Ar fi putut fi din metal sau dintr-o altă formă de piatră. Era albă pe toate laturile. Vârful său conținea o bucată mare de metal prețios. Am fost uimit de ea, povestește pilotul. 2 ani mai târziu, un alt pilot american, Sheehan, care a auzit de observațiile lui Goseman, a localizat cu succes piramida Xi'an. El a făcut o serie de fotografii care au fost publicate în martie 1947 în New York Times. În raportul său de informații, Sheehan a scris despre piramidă următoarele: nu este nimic în jurul ei, doar o piramidă imensă în mijlocul pustietății. M-am gândit că este extrem de veche. Cine a construit-o? De ce a fost construită? Ce se află în interiorul ei? Arheologii chinezi au negat existența piramidei Xi'an în ciuda fotografiilor lui Sheehan. În 1962, capitanul Bruce Cathy din Auckland, Noua Zeelandă, pilot de avion și cercetător OZN, a citit jurnalele lui Schroeder. Cathy a contactat ambasada chineză din Wellington și a întrebat despre piramida Xi'an. Spre surprinderea lui, i s-a spus că nu există astfel de piramide în China. Mai târziu, autoritățile chineze s-au răzgândit și au recunoscut existența acestor structuri antice. Cu toate acestea, chinezii au subliniat că acestea nu ar trebui să fie caracterizate ca și piramide, ci mai degrabă ca morminte funerare trapezoidale. Cercetătorul și exploratorul german Hartwig Hausdorff a decis să călătorească în China cu speranța că ar putea învăța mai multe despre această structură veche și misterioasă. Hotărât să găsească adevărul din spatele piramidei albe, Hausdorff a călătorit în China de 3 ori. În 1994, Hausdorff a intrat în zona interzisă a Chinei, în care se găsește și piramida Xi'an. Cu ajutorul unui cercetător chinez, Chen Jianli, un prieten de-al său, Hausdorff a reușit să obțină permisiunea de la Ministerul de Interne de la Beijing pentru a intra în zona interzisă de lângă Xi'an de 3 ori, în martie și octombrie 1994 și în vara lui 1997. Hausdorff a observat repede cât de reticenți sunt chinezii pentru a discuta despre piramidele lor.
Interesant este faptul că Hausdorff nu a reușit să găsească niciodată piramida de la Xi'an. În schimb, neamțul a descoperit în zonă zeci de piramide. Pe de altă parte, el a observat că pe părțile laterale ale acestor piramide erau plantați copaci, ceea ce înseamnă că autoritățile chineze au încercat pur și simplu să ascundă aceste monumente extraordinare. Construcția acestor piramide mai mici din China este similară cu cea a piramidelor din Teotihuacan, în apropiere de Mexico City, cu trepte de lut mai puțin spectaculoase decât piramidele din Egipt. Vârfurile acestor piramide din China sunt aplatizate, cum este cazul cu structurile de multe ori dreptunghiulare ale maiașilor. Hausdorff crede că această rețea de piramide ar putea face parte dintr-un sistem gigant de linii sacre, conform conceptului de Feng Shui. El a estimat vechimea acestor piramide la 4500 de ani și spune că acestea au fost aranjate pentru a reflecta formele anumitor constelații din cerul nopții, la fel cum unele piramide egiptene se crede că ar imita constelația Orionului. Cine au fost misterioșii constructori de piramide din China? Au fost membrii unei civilizații atlantide vechi? Sau au fost poate giganții din trecut? Sau poate chiar extraterestri? Cum de a apărut și a dispărut Marea Piramidă Albă pentru o bucată de vreme? Cât privește gigantica piramidă Xi'an, de ce aceasta nu mai este de găsit acum, deși a fost văzută de mai mulți martori și chiar și fotografiată? Ce s-a întâmplat cu ea? Cum a apărut ea în material și apoi a dispărut? Au distrus-o chinezii de pe fața pământului în anii 50 cu ajutorul bombei atomice? Și de ce să fi făcut asta? Sau Marea Piramidă Albă este o altă realitate al ținutului fabulos al Shambhalei? Spre deosebire de grupul de piramide de la Gizeh din Egipt, care este păzit de Sfinx, Marea Piramidă Albă este supravegheată de la diverse distanțe de statui ale unor împărați chinezi și de herghelii de cai sculptați cu mare migală în piatră. Din păcate, piramidele mai mici au fost mult deteriorate de localnici, care le-au folosit de-a lungul timpului drept depozite de materiale de construcții. Cercetătorii afirmă că, deși numeroase piramide și monumente străvechi au fost scoase la iveală până în prezent, peste 90% dintre cele care există în realitate nu au fost descoperite. În unele surse mass media oficiale, se arată că martorii menționați ar fi confundat așa zisa Marea Piramidă Albă cu mauzoleul Maoling, vechi de peste 2000 de ani și aflat la 40 de kilometri vest de orașul Xi'an. Dar cele două structuri nu pot fi în niciun caz confundate. Prieteni, voi ce părere aveți despre această piramidă antică legendară? Cine s-o fi construit și pentru ce? Sunt Claudia, vă mulțumesc că ați fost alături de mine și astăzi și aștept să-mi scrieți în secțiunea comentarii de mai jos. Până data viitoare, numai bine, pe curând!